Salutare și bine v-am regăsit, o nouă ediție de iCars lângă o bijuterie. V-am promis încă din edițiile trecute, din când în când, la iCars, vlogul site-ului www.icars.ro, site cu anunțuri auto-moto gratuite pe care l-am făcut special pentru voi, tocmai ca să nu mai plătiți atunci când publicați anunțurile de vânzare auto-moto, când aveți de vânzare piese, mașini, orice, să le puteți publica în mod gratuit. Deci așa cum am promis la edițiile anterioare ale vlogului iCars, motorul acestui site www.icars.ro, vom prezenta o bijuterie Ford Thunderbird din 1962 cu un proprietar pe care foarte mulți suprahoveni îl cunosc, nimeni altul decât directorul filarmonicii Paul Constantinescu, Vlad Matescu. Și după vreo 200 și ceva de kilometri, aproape 250 de kilometri, am ajuns astăzi la ferma de sturioni din Borcea. Însă nu vorbim despre sturioni și despre icre negre, vorbim despre o bijuterie, o perlă a tehnicii americane, un Ford Thunderbird din 1962, și am plăcerea de a-l avea alături pe directorul filarmonicii Paul Constantinescu. Salut, Vlad! Salut! Mulțumesc, da, super! Îmi pare bine că ne revedem. De asemenea. Întotdeauna este o plăcere să ne revedem la Retromobil și de fiecare dată să admirăm această bijuterie. De când în posesie ai? Mulțumesc din suflet. Cam un an și un pic, să zic, l-am tot urmărit mașinuța. Bine, visul din copilărie, poate pentru mulți, era un Mustang sau este un Mustang. În momentul în care am văzut mașina, am urmărit-o câteva luni bune la Oradea pe internet și tot oscila prețul și tot mă chinuiam să strâng bani, să strâng bani, să strâng bani. Clar nu era momentul de cumpărat așa ceva, însă am zis, cred că în toate nebuniile, muzica fiind pe primul rând, pe primul loc, de ce nu să merg mai departe și în sensul, și în sensul ăsta. În fond, muncim în fiecare zi și ar fi păcat să treacă pe lângă noi tot ceea ce ne-ar putea aduce bucurie. Să știi măcar pentru ce muncim. Da, corect. O bijuterie, spuneam, este un Thunderbird din 1962, este a treia generație gamei Thunderbird, un model pentru care și John Fitzgerald Kennedy a făcut publicitate, chiar s-a implicat, da, serios în promovarea. Are o istorie foarte interesantă mașina. Da, și foarte, foarte multe modele au apărut și chiar cu mulți prieteni discutam ce design am putut să facă la acele vremuri, la acele anii 59, 62, 64 și așa mai departe, aceste linii care nu s-au făcut pe calculator absolut deloc. Deci nici nu era în gând așa ceva. Totul era pe planșetă, totul din desen. Exact, era din desen. Și e fantastic că au putut să scoată așa ceva. În ce stare tehnică era când ai luat? N-au fost mari diferențe, tocmai asta mi-am dorit, să fie o mașină pe care, în care să nu investesc foarte mult, pentru că, repet, a pornit ca o pasiune, este o pasiune, încă sunt la capitolul de învățat, de lucru, de profesie sunt dirijor, pianist, profesor, sunt, mai am mult la mecanică. Aici e vorba de muzică, nu mai e mecanică. Da, la un moment dat e muzică, exact. În momentul în care pornești motorul, deja e muzică. Este muzică. Sunt 8 cilindri în V. Exact. Capacitate cilindrică? 6400. Și vreo 300 de căluți. Erau vreo 340, nu știu cât au mai rezistat în ei. Ce ar fi rezistat? Bun, da. La starea în care se află mașina, destul de mult. Ce e senzațional la mașina asta, are un cuplu, dacă nu mă înșel, undeva la vreo 578, da, de Nm. Ca să vă dau un exemplu, așa, un SUV de generație mai nouă, nu spun nouă, că asta de ziua de azi nu mai sunt SUV-uri, sunt niște jucărele, niște plastice cu motor de 1000 și ceva, da. Hai să zicem de un Land Rover, are undeva puțin peste 400 de Nm cuplu și trage, da, un Land. E, tocmai asta e povestea la mașinile astea, că mulți întreabă câți cai putere au. Nu cai putere sunt cei care contează, deși 300 și... Forța, da. Da. Și cuplu, da. Cum îți pune puterea la roată? Când simți că pleacă mașina cu totul, că trage asfaltul, da, după tine. Da. Ai testat-o, ai forjat-o?
Am mers la un moment dat pe autostradă, în momentul în care am venit cu ea de la Oradea, undeva la 160-165 de km la oră, sincer, mi-a fost frică mai mult. În momentul în care am vorbit cu proprietarul, el își dorea foarte mult să zică, domne, la fiecare, cred că la 100 de kilometri, mă sună și mă întreba, ce faci, ești bine, totul e în regulă? Și da, nu e în regulă, dar ce mă sună așa? Și nu, dar vreau să fiu sigur că e bine, că aia a fost prima lui mașină, în fine. Și... tot un pasionat care a întreținut-o, da, exact, ca la exact. Și am mers undeva la 150, 160, 165. În momentul în care l-am sunat și i-am spus, cu cât ai mers? N-ai depășit 120? Nu, am ajuns la 165, ok. Aoleu, doamne, nu e adevărat. Dar fără să-mi dau seama, adică limita e 130? Deci efectiv, nu vezi, nu o simți. Evident că lumea interesată de preț nu este o pasiune. Nu mai spun ce zic soțiile. Depinde de priorități. Da, depinde de priorități. Dar întotdeauna se găsește ceva acolo puțin ca să o și întreținem. Da, în momentul în care am cumpărat-o a fost un preț super, super ok. În fine, nu vreau să divulg secretele. Așa nu e, nu cred că e relevant. Dar mult sub valoarea de piață. Eu știu care e valoarea ei. De exemplu, pe afară o găsești începând de la vreo 10.000 de euro, dar în stare jalnică. Exact. Și ajunge undeva 35, uneori chiar 50, dacă e chiar ca la carte. Mult sub valoarea jalnică, să zic așa. Mult sub valoarea jalnică. Exact. Asta a fost și norocul tău, exact. A fost păcat un mare noroc. Cel care își dorea să vândă mașina, lucra la un alt proiect, avea un Mercury, avea și un Mustang, avea mai multe proiecte în derulare, avea și un Chevrolet, un pick-up truck din 38, o superbitate de mașină, și avea efectiv nevoie de bani ca să poată să continue celelalte proiecte. Ba chiar mi-a zis că dacă voi avea vreodată de gând să o vând, să fie prima persoană pe care o contact. Hai să enumerăm așa pe scurt și dotările. Am spus câteva date tehnice despre ea. În primul rând se vede un imens compresor de climă. Ăsta chiar e un compresor de climă. Da. Vă dați seama, în 1962, climă. Geamuri electrice. Servo. Da. Clar. Am avut un Ford din 66 care avea și servodirecție și servofrân. Wow! Absolut senzațional. Deci absolut senzațional, cam aceleași dimensiuni, numai că era altă gamă de Ford. Dar într-adevăr, nici nu visam, ci la vremea respectivă nu erau pe 12V, erau pe 6V cu dinam. Dar aveau astfel de dotări. Bun, ce mai avem ca dotare? Suspensie reglabilă electric? Suspensie reglabilă electric, dar mașina are două variante de suspensie. Are varianta, bineînțeles, varianta originală. Varianta aceasta pe suspensie pe aer este o variantă custom, e o variantă pusă după, însă ea funcționează și cu suspensia și roțile originale, cele cu banda albă, așa, dar și cu această variantă care este echipată acum, o variantă cum spuneam, cu perne de aer. Dar asta n-a fost o problemă pentru înscrierea în retromobil? Nu, în moment, asta este o chestie numai pentru expoziție. În mod normal, mașina merge cu originalul. Deci nu se discută. Când am mers la retromobil sau la reare, a fost cu varianta originală. Nici n-am discutat, nici nu mi-am pus problema de a merge mai departe în sensul acela. S-a am văzut original. Că și pe stradă circul pe șosea cu varianta standard. Exact. Este mașina ridicată, normal, cum ca orice altă mașină. Altfel n-ar putea să vireze. E doar o chestie de expoziție. iCars.ro. Anunțuri auto gratuite. În teorie, în cartea tehnică sau dacă vreți în ce spune constructorul, consumă vreo 23%. Cam ăsta e consumul mediu. Bine, nu-ți pui problema, că fiind, știi, sunt și avantaje, sunt foarte multe avantaje, că fiind o mașină retro nu plătești impozit. Exact. Nici nu vreau să exact. Mă gândesc la capacitatea asta cât ar fi impozit. Nu îmi trebuie undeva la 8-9.000 de lei. Ceva de dar așa rămâne la 100 de lei, e mult mai bine. Mai mult decât. Altfel vezi viața, da. Eu zic că merită, da, pentru că astfel de bijuterii, ăsta chiar e un stimulant să le păstrezi și să le menții. Piese, de exemplu, ai probleme cu piesele? Da, din păcate, da, chiar săptămânile trecute, în fine, am făcut niște îmbunătățiri pe la direcție și automat au picat, nu știu, cap de bară sau niște bielete, oricât m-aș fi chinuit, inclusiv cu ajutorul lui Ionut sau al altor colegi din Retromobil, nu se găsesc piesele și trebuie comandate din state.
sau din am mai găsit o soluție inclusiv în Germania, fiind puțin mai, foarte puțin mai ieftin. Foarte puțin, dar nu cu mult. Da, nu cum, adică nu comparăm bieleta antiruliu cu de Citroen sau de Ford. Categori. Da, cu una de... Dar, nefiind o mașină de zi cu zi, da, o mașină de rulaj. Investițiile nu sunt, adică nu sunt întreținerea nu este chiar atât de mare. Până la urmă, este o mașină care mai mult sau mai puțin funcționează pe timpul sezonului, pe timpul verii, la diferite evenimente. Poate o excursie în familie drăguță, nu știu, la mare, la munte, dar scurt. Îi mulțumesc lui Vlad Mateescu, ne revedem la Filarmonică. Vă așteptăm cu mare drag să ne bucurăm de concerte și spectacole bune alături de artiști extraordinari. Cu siguranță, cu cea mai mare plăcere. Ne revedem și la alte show-uri retromobil pentru alt concert, ca de exemplu al unui 8V de la acest Ford Thunderbird. Atât pentru astăzi, dragii noștri. Săptămâna viitoare venim cu o altă surpriză. Din nou vom avea ediții cu Do It Yourself, cum să scăpați de costuri inutile atât timp cât puteți să vă rezolvați singuri probleme la mașini, probleme pe care le puteți considera la prima vedere complicate, dar nici pe departe nu sunt așa. Încă o dată mulțumiri pentru că ne-ați scris, pentru că ne scrieți și pentru că ne susțineți, și cea mai ușoară metodă să ne susțineți este să dați subscribe canalului nostru iCars România de pe YouTube, să ne accesați și evident acolo să ne împrietenim pe pagina de Facebook iCars și cam atât, nu? Numai puțin, 2 secunde, să auziți un superb sunet de motor al unui Corvette, care se aude senzațional. Vom vorbi și despre Chevrolet Corvette, un model din anii 60. Vom vorbi și despre mașini noi și vom face multe lucruri extraordinare. Și nu uitați, dacă aveți de vânzare o mașină, www.ecars.ro. Gratuit publicați anunțul acolo. Numai bine!